Dragii mei, v-am adus în țară, în țara Făgetului, pentru că știu eu că aici îi tușa lui Cica lui Balintoni, care face o mâncare de ce saturi la foale. Eu vreau să văd și vreau să vă arăt. De-aia vă invit, haideți cu mine să vedem ce facem noi astăzi aici în țara Făgetului. Bună ziua și bună vreme, Tușa Luci, ce faci? Bună ziua! Da, eu ce vrusei să scot și eu o țară apă de la fântână, să fac zama cu apă din fântână, dar găsi vadra ruptă. Aulele, vin la fântână și n-ai vadră să scoți apă. M-a ieșit și rima. Dar să știți, ia uitați-vă viți aici, fântână, dar cu cumpănă, bătrână rău, cred că nu mai este în altă parte decât aici, la dumneata. Mai este fântâni, da, zice, cu piatră, cu... dar nu mi-au cumpănă. Asta a fost o întâmplare, că au rămas aici, se adipau vacile satului când erau sucegi vași și mergeau la iarbă pe aici pe drum. Așa că se scocea apa de aici, dragii mei, se punea în pârlău, da? În vălău. În vălău, ca să putem să dăm la marve apă, nu? Da, era înainte vreme vălău de lemn. Acum s-a făcut în... Făcut dintr-o buturugă de lemn, dintr-o îmbușcean. Dar cu vremurile, cu pădurea, că le-or tăt vindut parlamentarii noștri, am făcut dintr-o gumă. Vorba câncecului, mă uitai într-o fântână și văd zui că e bătrână. Și e atât de bătrână asta, dragii mei, încât ea deja a ajuns obiectiv turistic aici în țara Făgetului. Adevărat, Tușa Luci? Adevărat. Vin oameni să o vadă. Oh, și copii și adulți și... francezi, italieni, și sârbi, și japonezi. Japonezi au fost tare curioși că m-au găsit scoțând apă și nu știu cum funcționează fântâna asta. Și pe urmă, când le-am spus că pe sistemul de scripeți, cum cred că s-au făcut și piramidele alea din Egipt, au rămas tare, tare așa. N-am înțeles eu ce au zis, dar tare mirați au rămas. La fel cum și eu mi-s mirat, dragii mei, cum de încă n-am ajuns în cuina lui Tușa Luci. Și de-aia, Tușa Luci, du-mă în cuina, du-mă în bucătăria dumitale, că am auzit că ești o socăciță jos cu clăbățul. Și cum se mănâncă la dumneata, nu se mănâncă în altă parte. Tăce muierile la noi din sat fac mâncare bună. Ce-mi faci astăzi? Zamă după spinare afumată și crum țigănești cu carnea din zamă. Cu apă din fântână, din bunari, cum se zice la mine, dar eu acum... Vă salut și fug la cuină cu Tușa Luci, că avem de lucru. Haide, 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 du-mă la cuină, că nu mai am răbdare. Că vine amiază. Amiază și nu-i gata mâncarea. Dragii mei, la noi în Bănat, când e ceva mai vechi, îi spui că e din Băbăluc, adică din moș strămoș. Și din Băbăluc, eu am venit la Tușa Luci, că la ei să fac niște mâncăruri, fai, Doamne, numai să veniți aici. Și Tușa Luci îmi faci, ce-mi faci din Băbăluc? Păi fac o zamă pe spinare de porc afumată, cu crum, cu vergețuri. La urmă scot vergețurile și spinarea afumată, le pun deoparte și bag tărhană de cucuruz pe zamă. Tărhană de cucuruz? Eu de asta n-am mai auzit. Îmi și arăți? Păi cum să nu? Îmi și arăt, da. O să vă arăt și cum se face, cât, uite, cât e de galbenă și de frumoasă, parcă le-aș fi făcut numai cu gălbenușuri de ou. Ia gândiți-vă la comoara asta, dragii mei, parcă ar fi un blid, adică o farfurie de galbeni. Da, dar să știți că întotdeauna, indiferent cât de galben e aici, asta e baza, asta e baza. Acum, asta e de gustul. Dar și asta, baza. Da, asta e spinare afumată, care se bagă de sara la gisărat și na, să mai iasă din fum, că mai ales în vremurile de acum, nu ne mai prea suportă fierea și ficatul. Fumuri. Avem fumuri, avem fumuri acum, să știți. În ziua de astăzi, eu, de exemplu, am fumuri. Aș vrea eu să n-am, dar tot le-am. Tușa Luci, spinarea asta, ai luat-o de aici, o din altă parte? Asta am luat-o după rudă din cămară. După rudă. Exact.
Și acolo e altceva, tot cu carne. Dragii mei, la mine acasă, la Bocșa, pe Valea Brzavei, la ăsta îi zice călai. Cum îi zice la ăsta, tu, Șaluci? Chiscand, la noi se spune chiscand. Ia uitați-vă, hai să vă arăt eu șmecheria. Vedeți, are aici o treabă din asta așa, o urechiușă mică, unde se punea un locot. De ce? Pentru că atunci când intra postul, da, să închidea cu lacătul, nu cumva vreun pofticios sau vreun mâncăcios cum e Iliuț, de exemplu, așa, să-l deschidă și să deia maniel. De ce să deia maniel? Păi și ai carne, fraților. Carne nu soare, nu? Da. Au, tu, Șaluci, dar ce ai dumneata asta aici? O folosim și ca atare, și la mâncare, lângă crum, fripți, cartofi prăjiți, cum se zice la oraș. Când ai fost mică, ai avut așa ceva? Am avut, dar așa ne-am pomenit, cu carne friptă la pleu, cu afumături pe rudă, cârnați afumați. Să urcam pod? Să urcam pod sau nu? Eu nu am prins, dar tata meu ne povestea că era ori într-o cămară, ori în pod și se încuiau. Dar el a găsit o modalitate, fiind copil, pe un colț de șură, cum nu a fost moltărit, te încuit, cum se spune. S-o cățărat în pod și acolo în cămară. La brânză, la smântână, la ouă, la cărnuri. Și o dat și la fracile lui ca să nu-l pârască. Dragii mei, ați văzut? Mâncau tot mâncau. De mic mă să cunoaște, nu? De mic, nu poți să ascunzi mâncarea acum, de el. Acum, pentru copii, mai ales postul Paștilor era mult, 7 săptămâni să nu mânci de fruct, cum se zicea. Fără lapte, fără nimic. Și el l-a găsit. La unile căști chiar și fără zahăr. Ia auziți, oameni buni, și era înainte vreme. Dar erau oamenii mai sănătoși. Exact. Atunci nu trebuia să plăcească să facă cură. Slăbeau, făceau cură de detoxifiere naturală. Așa, deci tu, Șaluci, am scos din chiscant, asta e carne, da? Da. Așa. Bucată de cărmănal friptă, cum se spune la noi la sat. Să frige și să pune aici și să toarnă untura prăstăia. Da, se porționează cărmănalul și coastile să frig, se așează în chiscan și se toarnă un soare fierbinte pe ăsta. La Bănățeni, bag de-o seamă că nu numai la noi, felul principal la orice mâncare poate să fie carnea. Și carnea asta nu-i numai așa să o frigi și să o mânci ca al flămând. Mai facem și zamă din ea și mai facem orice. Facem supă cu tăieței, cu găluște, cu laște, cum se zice la noi, ori cu tărhană. Se poate face, și am și făcut, zamă de crumpi, mazăre zamă cu carne friptă din chiscan. Orice. Curieci cu zamă. Nici nu știu să vă spun câte feluri. Crump în dubă. Dar vă spun eu, dragii mei, indiferent ce îi, noi astăzi facem o zamă de pe spinare, nu spinare afumată? Afumată, da. Așa cu? Tărhană de cucuruz. Lângă osul ăsta, lângă spinarea afumată, punem morconi, crumpi, adăugăm și vreo două bombe de enibahar, că-i dă un gust mai plăcut. Tărhana, dragii mei, e un fel de paste făinoase, dar făcute în casă. De fapt, e un aluat mai vârtos, așa, nu? Care nu vine întins, nu vine tăiat, vine dat pe răzătoare. Așa, tu, Șaluci, da. Și la dumneata mai special la receptul ăsta de tărhană? El e galben. Tărhana nu e bașa așa de galbenă, nu? Mama mea făcea scrob de cucuruz la zama asta, dar negândindu-mă că mama mea se va sfârși într-o bună zi, nu m-am gândit să mă uit, să mă învăț să fac. Și atunci, adică vrei să-mi spun că o pleca pe lumea la cu tot cu rețept? Cu tot cu rețept. Să nu se mai întâmple, dragii mei, dacă aveți prea casă cineva care are un rățăpt de al bătrân, musai să stați de givan cu el, adică să vorbiți, să scrieți acel rețept, să rămână. Pentru că dacă nu avem un om așa ca tu, Șaluci, care din băbăluc o știut ce trebuie făcut, nici nu mai aflam noi cum să face nici tărhana, nici zama de pe spinare de aia fumătură. Ziceți mai departe, vă rog. Eu am început să fac tărhană. Tărhana făcea cam toată lumea la noi la sat. Da, ca să fie cu gust asemănător cu scrobul ăla de cucuruz, am început să fac tărhană cu cucuruz.
pun făină de ou, bat de grâu albă, bat un ou, două, cât ce vreau, pun o țără gris, pun și făină de cucuruz și acum frământ până să îngroașă, să fie un aluat mai gros, mai vârtos. Dragilor, v-ați întrebat vreodată de ce rețepturile noastre sunt așa de bune la gust? Avem un răspuns. Tu, Șaluci, de ce sunt așa de bune aici produsele? Păi, ouul de la noi de acasă. Făina de grâu e făcută din grâul nostru. Mălai nu mai prea avem noi, că nu mai este mori. Dar bănuiesc că tot e din cucuruz românesc făcută. Și e frământată și făcută cu dragoste. Și e făcută acasă. Nu e făcută industrial. Dar am auzit eu că tărhană de asta se mai poate cumpăra, că este pe la magazin. Am auzit, n-am folosit, n-am cumpărat, că la noi mai ales fișorul mic să n-audă gipaste cumpărate, că se duce pe lume. Și atunci îi faceți acasă? Păi trebuie să fac acasă. Nu vă povestesc că îl mare s-o învăța să facă pită, să facă pancove și o făcut și laște, că lui o trebuit laște de casă. Îi dus ginere la bichici. Au și muiere norocoasă are. Faci și mâncare? Faci și mâncare. Fraților, vegeți, căscați bine ochii și șuliți urechile, adică fiți foarte atenți la ce se întâmplă în jurul dumneavoastră. O făcut pancove și o dus la lucru, la muiere. Și care nu ori știut că numai ei doi în casă, ori zis, n-avezi, că tu ce duci la mâncare făcută acasă, dacă are cine să-ți facă. Și altă colegă o zis, taci, că el face. De-aia dă prăstăunele, Doamne, norocul, la fel cum dă și prăstănoi oamenii norocul. Face și ea, dar lui a fost poftă și ea a fost la lucru, el s-a pus și-a făcut. Aia vreau să vă întreb tu, Șaluci, le-ați dat și la copii, i-ați învățat din ce ați învățat să faceți rețete? Au avut ei curiozitatea și dragostea de-a face. Amândoi știu câte lemne să pun sub țăst, cât trebuie să steie pita sau mălaiul la țăst, cum am eu probleme cu mâna dreaptă, mă discurg mai greu, ei frământă mălaiul. Și lucruri așa care ajută. Dacă nevoie, și pita. Vedeți ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că dai mai departe ce ai învățat tu. Asta este datoria noastră a celor care știm câte ceva, să dăm mai departe. Să nu se întâmple, dragii mei, așa cum s-a întâmplat cu mama lui Tușa Lucia, că nu mai apucat tu și Luci să o întrebe și o plecat pe lumea la altă cu tot cu rețeptul de scrob de cucuruț. Cât trebuie frământat, Tușa Lucia? Să fie cât mai vârtos și dacă se înmoaie, că el uneori se mai înmoaie, depinde și cum e vremea afară, mai trebuie frământat. Dacă se moaie și nu se asta mai e poate... bun acum? Ăsta e bun cum e. Poți să pun o țărmână pe el să văd? Adică trebuie să fie, uitați, vârtos. Să nu intre degetul așa de tare da, în el. Da, să nu intre ușor. Acum, prăcare răzătoare, mai mare o mai mică? Cum vrem? Păi, de preferință pe aia mai mică, că în momentul fierberii el crește. Să face din timp, să pune la uscat și atunci... Cât te lăsați la uscat? Păi să fie uscat, perfect, că să sânge la mână când îi... Când e mai aspru, așa, ca asta. Da, da. Și atunci se bagă ori în săculeț de pânză, ori de hârtie, în... Și are omul. Să știți că dacă nu-i uscat nu-i uscată ca lumea, se mușegăiește. Aha. Ați auzit, dragii mei, un mic secret, o mică taină, cum ar zice părintele Caius. Trebuie să luști bine, că altfel să pâșcăvește. Ai, ce miros, fraților! De spinare de porc afumată?
Ce facem acum? Acum o strecurăm ca să fie așa, fără bucăți de oasă, că na, s-o fi desprins pe spinare, de o așche de os. Și... și după aia băgăm tărhană, nu? După aia punem la fier și băgăm tărhană. Punem oala înapoi la foc. Scot un soare de la pleu și o să punem la călit ceapa care am pregătit-o mai din timp. Lucim. Da, ai avut locot la asta? Că cine ți-o deschis dubitale să umbli la un soare? Acum nu-i mai capă vremuri, nu mai capă vremuri. Deci acum facem altă șeva de mâncare, dacă tot am fiert legume în zama de lașche. Da? Acum punem la tărhană. Călit. Așa nu știu ce mie cu lașcă. Deci, ce facem acum? Punem să se călească ceapă cu pipiarcă, care le-am pregătit mai povestind pe aici. Așa. Și pipiarca de care e? De roșie? Pipiarcă roșie, de preferință, ca să fie o țără contrast între crumpi. Să aibă obraz. Da. Cum noi bănățenii nu lăpădăm nimic, cum să lăpădăm bunătatea de crumpi din zama de tărhană? No! Nu facem noi așa ceva. Facem o mâncare care se cheamă, că nu vă zic tu șalușii, dar vă zic eu, se cheamă cartofi țigănești. Și să vegeți acum și cu șapă, și cu piparcă, și cu crump, și cu toate bunătățile după lume, că la gata să mâncă cu zama asta de spinare din zama de tărhană. Ai două mânuri. Dă-mi mie lingura să mestec și pune dumneata ce ai depus acolo, că îți trebuie să mai... Dar și puni? Pun o țără pipiarcă de gires. Așa, boia. Na. Boia. Să-i mai dăm o țără obraz, nu? Da. Și gust. Și se spune că asta mâncă colesterolul. Și o țără de piperi. Dar negru mășinat, nu? Da. Piper negru mășinat. Așa, ia uitați că o prins farbă și de la boia și de la pipieri. Și acum dăm drumul la crumpi și călim o țâră și pe ei aici. Să-și capece gust și culoare. Și cât și... îi lăsăm așa? Nu mult, că ei sfierți. Nu, că sfierți, doar o țâră să se îmbibe cu... cu un soare. Să-și capece gust. Dragii mei, mâncarea asta a bănățanului, așa cum spuneam, e o mâncare de iarnă, o mâncare de anotimp, în care trebuie să avem pucere, smagă, cum zicem noi. Și atunci, pe lângă spinarea asta afumată, am pus o țăr de crumpi și ca să fie mai sațios, am călit o țărăceapă așa până s-a făcut ca și sticla, am pus o țără de piparcă, mă rog, înainte nu se punea piparcă, că nu a avut omul, dar acum noi putem să punem și piparcă, că avem, da? Și după aia crumpii fain frumos, după ce i-am fiert în zama asta, și știți ce gust or căpătat crumpii ăștia, au, și goi așa să-i mânci și inima bun. I-am tăiat frumos așa și după aia i-am lăpădat acolo cu o țăr de piparcă, ca să de obraz, și o țăr de pipier de-al negru mășinat. Și am mestecat acolo tot și punem și o țără de pătrânjei, asta în zama de tărhană. Tărhană punem... că e gata. Noi mergem la două mânuri, adică și zama de tărhană și crumpii, ca să fie odată, să le gătăm pe amândouă, că ne-am pus la masă, nu ne mai ridică nima. Înainte vreme nu erau supermarketul, nu erau solarii, congelatoare, să ai pipiarcă peste iarnă și să mășina, în special din aia roșie coaptă, să mășina, să făcea cu sare și să punea la borcan. De acolo se scocea și se punea pe ce mâncăruri vrea omul. Să dăie culoare, să dăie gust. Și să știți, acum eu tot o părăs pe tușa lușii. Ați văzut? Când o lua pătrânjeiul și l-a tăiat așa mărunt, 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 o lăbădat o mână în zama de tărhană, dar și o mână în crumbi, că altfel dau și o țără culoare.
și verge, și roșu, și galben. Și pătrunjelul e sănătos, are vitamine. Că de-aia pe mine m-or scos când am fost mic la păscut în grădină la pătrunjei. Aici la noi, la Sâncești, mâncarea e gata. Și avem zamă de tărhană, dar nu tărhană de oricare, dar de cucuruț. Tu, Șaluci, când e gata tărhana în zamă? Apoi la pastile cumpărace scrie pe rețetă câte minuce. La noi, dacă e neuscată, în 2-3 minuce e fiartă. Dacă nu, o lăsăm mai mult că se cunoaște când se umflă, e fiartă. Asta e fiartă. E fiartă, da. Asta e fiartă. De-aia, dacă e gata zama de tărhană, dar de cucuruț, îți gata și crumpii ai țigănești. Și uitați-viți aici cât ai bunătate de carne și cât de multă. E carne de pe os, dar fiartă în zamă, nu? După spinare afumată. Îți mulțumesc, tu, Șaluci. Porgicasă. Porgicasă, asta, că de-aia ai rețeptul așa de bun la noi și de-aia ai mâncarea așa de bună. Tu, Șaluci, îți mulțumesc frumos pentru că m-ai primit la dumneata, că m-ai făcut așa iurta mâncarea și așa de bună. Și eu vă zic așa cum zicea uica Mihai Dumnezeu să-l ogină, vorba aia faina lui, stomacul deștept ține mintea sănătoasă. Și eu, Liuț, vă mai zic doar atâta. Vă țuc prăsăturace ca la sarea în bucace. Hai noroc la tot natul și o poftă bună!